cât material vrei să ai? 40-50 de minute? Eu pot să vorbesc 45 minute, dar fără să zic nimic despre mail-ul. Și atunci despre ce am vorbit? Nu știu. Cât de entuziasmat am fost azi dimineața că am vrut să filmez mailbox-ul și acum parcă vreau să mă duc înapoi să facem schimb. Dar știi de ce am vrut să filmez mailbox-ul? De ce? Mi s-a părut foarte interesant că tu timp de 4 săptămâni ai făcut mailbox-ul și lumea foarte fericită în episodul de vineri l-a văzut pe Mădălin și asta e să le stricăm șirul. Mamă, s-a întors Mădălin, gata, scăpăm de Răzvan, scăpăm de toată lumea, scăpăm... S-a întors Mădălin, ghiși ce? S-a întors Vlad. Mai rău, mai nasol, nu citesc niciun comentariu, vă promit. Cred că vi l-ați fi dorit pe Răzvan. E primul meu mailbox. Mădălin spune de o grămadă de timp, fă mailbox, fă ceva și tu. Îmi pare rău că l-am ținut pe Răzvan 4 săptămâni în chin, trebuia să fac asta mai de mult. Dar salut, eu sunt Vlad. În spatele camerei este Răzvan, ăsta era finalul, nu începutul. Prezint mailbox-ul cu numărul 316. Mădălin este în concediu, nu mă înjurați. O să încerc să vorbesc încet și calm, că dacă vorbesc cum vorbesc eu de obicei... Mai repezit așa, mă. Da, în 5 minute am terminat 6 întrebări, adică mai pun eu întrebări de la mine, adică... Ieșiți mai confuz decât erați înainte din mailbox-ul ăsta. Avem 5 întrebări, o combinație de astea, așa. Sunt la început, am nevoie de ajutor. Asistență socială. Și like-uri. Like-uri, da, lați de încurajare like-uri și să trecem la mailbox-ul de astăzi. Primul mail vine de la Adrian. Bună ziua, PC Garage. Mă numesc Adrian și am achiziționat un laptop Lenovo Gaming Legion 5 Pro de 16 inch, care are o configurație cu un AMD Ryzen 7 5800H, 32 de GB DDR4, un Tera SSD M2 NVMe și o placă video RTX 3070 Mobile. Întrebarea lui Adrian este următoarea. Doresc să adaug niște memorii. Și aici un pic am fost pus așa. Câtă memorie mai nevoie? Că ai deja 32 de GB. Nu. El se referă că aș dori să-mi recomandați un SSHD sau un hard disk în mod special. Dacă nu sunt compatibile, doresc să recomandați dumneavoastră orice altă memorie. Se referă la spațiul de stocare. În primul și în primul rând, nu cred că în 2021, început de 2022, mai upgradăm la hard disk-uri sau SSHD-uri care deja au pus de mult. Conform specificațiilor Lenovo, laptopul tău suportă două SSD-uri de tip M2, unul de 2280, adică de 80 de mm, care este deja ocupat cu SSD-ul cu care a venit laptopul, adică 1 tera NVMe, și ai mai avea un slot disponibil 2242, adică de 42 de mm, foarte, 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 foarte micuți, iar aici intervine problema. Ai două limitări. 1. Dimensiunea lui, care este foarte mică și foarte greu de găsit, și capacitatea de stocare, unde ești limitat la maxim 512 GB pe slotul acesta. Eu am căutat la noi în site și sunt doar 3 modele care nu ating capacitatea maximă, adică maxim 240 GB, dar nu sunt disponibile. O să fie greu de găsit. La alte magazine sau chiar pe Amazon sunt mai multe variante până în 512 GB. Găsești chiar și cu suport NVMe, adică super, super, super rapid și cam asta ar fi singura soluție pe care pot să ți-o ofer și singura soluție pe care o ai. Un SSD M2 2242 de 512 GB, de preferat cu NVMe. În rest, hard disk nu poți să pui, nu știu dacă se mai folosesc KD, Cage, să scoți DVD writer, nu știu dacă mai are, adică nu mai facem așa ceva. Deși eu cred că 1 tera este suficient. Adică eu am pe calculator personal 1 tera, un NVMe și merg și programe și teste și toate alea, adică e suficient. Ăsta a fost răspunsul. Să trecem la întrebarea numărul 2. Vine de la Butoiu YouTube. Prezent pe live-uri, prezent peste tot, mulțumim. Și trebuie să-ți răspundem și la întrebare. Salut echipa PC Garage. Aș avea o întrebare. Poți să scoți procesorul DP? Și aici avem un kit starter, un AMD Ryzen 4700S desktop kit, care este o placă de bază cu procesor 16 GB RAM și mai vine și cu o placă video Power Color Radeon RX 550 de 2 GB. Problema cu acest kit pe care o ai tu este că e un pic mai ciudat. E un procesor care vine lipit pe placa de bază, care e un form factor foarte mic, are 16 GB memorie GDDR6. Adică este folosită și pentru placa video integrată, este folosită și pentru sistemul de operare, toate sunt lipite pe placa de bază. Nu știu dacă ai văzut, Linus a făcut un clip acum ceva timp și a cumpărat această placă de bază cu procesor lipită cu o placă de bază de pe un PlayStation 5. Iar erau foarte, foarte, foarte similare. Concluzia la care a ajuns el este că
aceste componente din kit nu au îndeplinit standardele de calitate pentru un PS5 și atunci au fost rebranduite și vândute pentru kituri de genul ăsta care cel mai probabil să fie montate în sisteme de tip brand, office, adică pre-build-uri. Eu nu-ți recomand să cumperi acest kit, adică orice aș recomanda oricui, indiferent că faci calculator, laptop, de la zero upgrade, tot ce spui să aibă pe viitor posibilitatea de upgrade. Kitul ăsta nu are nimic, efectiv zero. L-ai pus, când vrei să faci ceva la el, l-ai schimbat cu totul. Și nici placa video nu e foarte, foarte strălucită. Deci, în concluzie, răspunsul final, nu. Nu poți să scoți procesorul, nu poți să scoți memoria, nimic de pe el. Toate sunt lipite pe placa de bază. Și o altă limitare pe care o are placa asta de bază este că PCI Express este 2.0. Da, asta am uitat. E un aspect foarte important. PCI Express este 2.0, nici măcar 3.0. Nu mai vorbim de 4.0. Așa că o placă video mai bună o să fie limitată foarte, foarte, foarte rău. Sau o să aibă o anumită limitare. Next. Mailul numărul 3 vine de la Raul și spune în felul următor. Salutare echipa PC Garage, mă numesc Raul și aș vrea să-mi schimb carcasa de la sistemul meu, deoarece nu are o răcire foarte bună, având un cuptor ca placă video. Când am citit mailul, m-am gândit că ai vreun AMD pe acolo, dar o să vedem și componentele. Componentele sunt următoarele. Avem un procesor i5-9600KF, fără overclock, specifică el în paranteză, o placă de bază Asus Prime H310M-R, revizia a doua, o placă video Asus Fionix GTX 1660 Super și 16 GB memorie RAM. Țin să precizez că coolerul pentru procesor am un Gamax 300, având în vedere cele spuse, vă rog dacă puteți să-mi recomandați o carcasă până în suma de 325 plus minus, adică bugetul poate varia. Dacă este nevoie, puteți să recomandăm și o carcasă mai ieftină, dar să adăugăm câteva ventilatoare în plus care se pot conecta pe placa de bază pe care are el. În primul și în primul rând, placa evident nu ar trebui să fie un cuptor. Adică ar trebui să aibă niște temperaturi acceptabile, dar dacă tu simți că e foarte, foarte, foarte cald înăuntru, e posibil ca și carcasa pe care ai acum, deși nu știi modelul, să nu fie foarte bine ventilată. Ce ți-am găsit eu în bugetul de 325, respectiv 300 de lei pe acolo? Prima carcasă, bugetul de sus, în partea de sus, ar fi un Silentium PC Signum SG1V Evo Temperate Glass cu ARGB. Este o carcasă foarte, foarte, foarte bună, folosită foarte des în configurații. Lucrul care îmi plac foarte mult la ea este că are panou frontal din mesh, ceea ce îți permite o ventilație și o răcire foarte, foarte bună. Are 4 ventilatoare incluse, vine cu controller ARGB pentru ventilatoare. Înălțime nu se pune problema în cap pe coolerul tău fără nicio problemă, care doar 137 de mm. Mai ai posibilitatea să mai adaugi 2 ventilatoare în tavan. Dar fiind la bugetul în partea de sus la 337 de lei, nu mai încape, deși eu spun că te vei descurca foarte bine cu 3 ventilatoare în față, unul în spate, pe viitor poți să mai adaugi încă 2 după bugetul tău. Iar cea de-a doua recomandare este carcasa Alpha Gear by PC Garage Archon Clear, care este la un preț de 288 de lei, vine tot cu 4 ventilatoare incluse, 3 ventilatoare în față, un ventilator în spate, la fel foarte bine echipată, controller, arată foarte bine carcasa, din ce am făcut noi teste și am prezentat-o, are răcire foarte, foarte bună. Aici este vorba strict de preferință. În partea în față are un panou din sticlă, dar are pe lateral o fantă unde își trage aerul. Depinde cât de bine vrei să fie ventilat sistemul, depinde și de silențiozitate, dar dacă ai spus că nu faci overclock la procesor, placa video nu este overclockată, eu zic că foarte bine te vei descurca și cu Alpha Gear. Este mai ieftină, deci mai ai loc dacă vrei să mai cumperi un 50-60 de lei încă 2 ventilatoare ARGB. Cam asta au fost recomandările, poți să alegi orice din aceste două, nu vei da greș și componentele vor sta foarte bine la interior cu oricare dintre aceste carcase. Mailul numărul 4, m-am grăbit Răzvane până acum? Nu, cred că avem vreo 10 minute. 10 minute, nu ar trebui să mai povestesc. Hai să mai spun ce am făcut astăzi, ce nu. Ce ai mâncat? Ce am mâncat, n-am mâncat. Adevărat. Da, vorbesc foarte repede, nu? Cam repede. Acest mail o să-l vorbim pe 0.5x. Mailul numărul 4 vine de la Biță și nu cred că este cântărețul. Este Biță, urmăritorul nostru. Bună seara, ziua. Ziua în momentul de față. Seara depinde dacă urmărești clipul tu seara. Da. Echipa PC Garage. Mă cheamă Albert și am o nelămurire și anume dețin un PC cu următoarele componente.
Avem un Intel i7-10700K, o placă video Nvidia RTX 2070 Super, nu ne spune exact ce răcire, ce implementare are, 32 de GB memorie RAM G-Skill la 2400 MHz, o placă de bază Asus TUF B460+. Și întrebarea lui este următoarea. Aș vrea să fac live pe YouTube, cel mai mult se joacă Warzone, spune în paranteză, dar atunci când am stream la absolut deschis și nu numai, cadrele lui pe secundă de la 120 scad la 80-90 în detalii competitive spre low. Spune că la fel se întâmplă și când Discordul este deschis. Am văzut ceva benchmark-uri pe YouTube cu aproximativ aceeași configurație ca a mea. Se ajunge la peste 140 de cadre pe secundă. Oare de ce am această problemă? Mulțumesc că anticipat și keep up with the good work, sau cum să zice. K-P-U-T-G-W. Poți să încerci mai multe lucruri ca să repare această problemă. Deși, într-adevăr este o problemă, pentru că placa video Nvidia folosește un codec foarte, foarte performant și nu ar trebui să ai aceste scăderi de performanță. Dar, în primul și în primul rând, poți să intri în Discord, la setări, te duci la voice în video și dezactivezi accelerarea hardware. Asta e primul lucru pe care poți să-l faci, pentru că ai spus că și în Discord ai această, când folosești Discord, ai această problemă. Și pe lângă asta, să mai dai și Game Overlay Disable, să nu mă mai apară când vorbește ceva pe Discord, poate și de acolo ar fi problema. Cea a doua recomandare pe care o am eu este să schimbi programul cu care faci stream de la Streamlabs către OBS, pentru că, din experiența noastră, încet am testat noi, Streamlabs consumă mult mai multe resurse decât OBS-ul. Și pe lângă asta, ar trebui să verifici foarte, foarte bine în setări că tu folosești codecul NVENC de la Nvidia și nu folosești ceva software. Dacă ești sigur că folosești codecul Nvidia, nu ar trebui să ai nicio scădere de performanță. În rest, nu știu. Cred că astea sunt singurele modificări pe care le-aș face în setări, care îmi vin acum în minte, care ar putea să te ajute pe tine. Încă una și mă duc. Încă una și mă duc. Păi la cât de repede vorbesc, păi pot să fac 10 mail-uri. Adică nu se supără nimeni. Skip, skip, skip. Bun, mailul cu numărul 5 vine de la Bogdan și spune în felul următor. Salutare, am un laptop de gaming, nu mai spun componentele. Ceea ce este cert este că am 8 GB RAM și, de exemplu, când intru în Forza Horizon 5, îmi arată că îmi folosește doar 5,9 din 8 GB. Ce aș putea să fac? Îmi apare low system memory în timp ce mă joc Forza. În primul și în primul rând, problema pe care ai tu nu este singulară, nu o ai doar tu. La o simplă căutare pe internet, foarte, foarte, foarte multe persoane au această problemă denumită memory leak. Cum se manifestă? După o sesiune de gaming în Forza de 2-3 ore, începe să consumă foarte multă memorie pe care el de fapt nu o folosește, iar performanța jocului se degradează. Ceea ce fac cel mai multe persoane, dau restart la calculator, restart la joc și totul își revine. Dar nu este un lucru tocmai plăcut, adică ai vrea să poți să te joci cât mai mult posibil fără să faci acest fel de acțiune, să-i dai restart, să închizi jocul, să aprinzi din nou. Pe lângă asta, pe comentariile și soluțiile pe care le-am găsit sunt de acum 7-8 zile, adică înainte de ultimul update, deci posibil să se fi rezolvat. Dacă nu s-a rezolvat, ai putea să faci anumite chestii. În primul și în primul rând, să te duci în Task Manager, deschizi jocul și dai prioritate maximă, High Priority. Pe lângă asta, ai putea să mai dai Disable la GeForce Experience, ai putea să mărești page file, dar cum tu ai numai 8 GB memorie, nu cred că te-ar ajuta pe tine, pentru că ești deja la limita maximă a memoriei pe care o are laptopul tău. Să-i dai Disable la Xbox Game Bar. Și eu am pățit-o și eu știu în Windows 10 chestiile astea, programele astea ajutătoare de la Microsoft ce au legătură cu Xbox sunt destul de enervante și uneori poate să-ți facă câteva probleme și consumă destul de multe resurse. Pe lângă asta, din ce am văzut, Forza Horizon 5, ca cerințe minime de rulare a jocului, au un AMD Ryzen 3 1200 sau un Intel i5-4460, o placă video AMD Radeon RX 470 sau un Nvidia GTX 970 și pe lângă asta 8 GB memorie RAM și 4 GB memorie VRAM. De ce am spus aceste cerințe? În principiu, cam la orice joc, cerințele minime nu sunt pentru un joc sau o experiență fluidă nemaipomenită, sunt în majoritatea cazurilor pentru 720p setări medii sau 1080p pe cele mai mici setări. Dar asta nu înseamnă că vei avea o experiență plăcută în jocul ăla. Dacă poți vedea, cerințele recomandate pentru joc sunt de 16 GB memorie RAM.
eu tind să cred în continuare că totuși ai și prea puțină memorie ca să poți să joci jocul fluent și cum trebuie. Poți să încerci ceea ce ți-am spus mai devreme, dar cred că soluția care îți va rămâne este să dai un restart din când în când jocului. Cam astea au fost întrebările. 1, 2, 3, 4, 5. V-am grăbit. M-am grăbit. Sper că ați înțeles ce am spus. Am avut destul de mari emoții la început, dar parcă mi-au trecut așa pe spre final. Sper că n-am spus prostii. Dacă am spus, am spus la început, nu o să citesc comentariile, adică clipul acesta o să treacă, știi cum? Pentru mine nu o să fie în portofoliu, nu știu ce s-a întâmplat aici, nu știu cum o să arate. În spatele camerei a fost Răzvan, el se va ocupa de editare. Sper că nu mă va înjura foarte mult. Vedem, nu? Însă îmi dai un mesaj acolo pe WhatsApp și îmi zici. Până săptămâna viitoare vă doresc numai bine, nu uitați să vă abonați, să dați like, să ne comentați la toate clipurile și să ne trimiteți întrebările pe live@pcgarage.ro sau pcg.ro/tv. Am știut, este. Vă mulțumesc pentru vizionare și pentru răbdare. Să sperăm că se va întoarce Mădălin și nu veți mai avea de face cu noi doi. Salut!